Saltări de la lacul Blanc. Un loc superb, de unde se vede tot lanțul muntos, cu Mont Blanc, Grand de Jurase și alte vârfuri de peste 4000 de metri. Un lac foarte frumos, de un turcoaz deosebit. Am trecut un pic și pe la refugiu, am băut o bere și am mâncat o clătită, clătită franțuzească. Dacă tot au inventat francezii clătitele, trebuia să mâncăm și noi o clătită aici sus. M-am întins aici pe plajă. E interzis campingul. Nu ai voie să campezi aici la lacul Blanc. O să mai stăm cam o oră. O să gătim ceva. Vreau să-mi fac un sandwich bun, 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 cu niște cârnați, cu un sos picant, cu ou fiert și cu roșie. Și cât mâncăm, ne odihnim, trece vreo oră, oră jumate și după aia mai mergem cam o oră, oră jumate până găsim un loc de camping. O să mergem cumva pe deasupra traseului, am ales un traseu alternativ. Sper să găsim loc de camping pe acolo, eu sunt încrezător în chestia asta. Dar și am ales un traseu alternativ pentru că o să fie mai puțin circulat. Să fie mai puțin oameni pe acolo și o să fie și mai sus decât traseul clasic. Vedem cum o să încheiem ziua și unde o să dormim. Deocamdată ne relaxăm, cel puțin eu mă relaxez. O, ce bine. Am pus și puțin avocado în sandwich. Am furat de aici de la Raluca. Și așa arată sandwichul Lac Blanc. L-am botezat după locul în care l-am făcut. Am mai pus niște cârnați înapoi în tigaie, că erau prea mulți. Arată super, super bine. Plecat de la lacul Blanc, suntem într-o zonă de grohotiș, cumva pe o potecă deasupra traseului oficial de Tour de Mont Blanc. Am ales traseul ăsta pentru a evita zona unde sunt mai mulți oameni, de fapt, că foarte mulți oameni nu mai sunt acum, nici la lac nu mai erau mulți, erau chiar câțiva tineri, începuseră să facă baie pe acolo și cam atât. Foarte frumos locul. Noi acum căutăm un loc de camping, am găsit mai devreme ceva foarte bun, excelent loc, super drept, super priveliște, dar nu este apă. Uite marmota, marmota, uite marmota. Uite acolo, pe stânga, vezi? Și am avut apă. Pe tot traseul, în aceste 10 zile, am avut apă peste tot. Păriașe peste păriașe. Și am zis că n-are cum să nu găsim acum. Ia uite-o! Doamne, cât de blândă e! Nici o treabă! Ce ai văzut și tu în sfârșit? Da, știu, așa de prompt. Tot întreb marmotele astea. Pot să... Uit, încep să povestesc și uit unde rămân. Ai avut păriașe pe parte. Așa, am avut păriașe. Și am zis că e posibil să găsim și acum ceva păriașe. E o zonă super
cu mult grohotiș. Niște lăculețe, dar e apă stătută așa. Am filtrul la mine, așa nu l-am folosit până acum. Și putea să încerc să-l folosesc. Vedem, mai avem timp. E abia 5:30. Putem să mai mergem. Liniștiți. Cum s-a așezat de pietrele astea? Ca niște trepte așa. Uita mai pietroaile. Ți-a spuse în mod intenționat așa, să poți umbla mai ușor pe aici. Potecă. Ce s-a așezat orizontal. Căpriță! Pe harta apare un lac undeva aici. Nu e niciunul. Niciun râu care să vină de sus din munte. Undeva pe la 2000 de metri, 2100, cam așa, altitudine. Ce joc mai e și asta, frate? Niște bile. Da, da. Lasă-te pe vine să stai, să ai centru de greutate mai jos. Așa. Și te sprijin. Așa, așa, uite așa. Este ora 7 și încă n-am campat. Nici n-am găsit apă. Coborâm. E un cabană aici jos. Un super complex, de fapt. Nu-mi doream să cobor, că vreau să merg pe curbă de nivel cât mai mult. Dar pe curbă de nivel nu aveam loc de camping. Dacă până acolo am tot văzut multe locuri de camping foarte bune, urma o zonă foarte abruptă, în pantă, poate că mergea bine, dar nu aveai unde să te duci în stânga sau în dreapta. Și deja avem problema cu apa, n-am vrut să avem și problema cu posul cortului. Așa că o să coborăm aici. Nu mai avem mult să ajungem. Vedem dacă găsim o sursă de apă și apoi mergem să găsim un loc de camping. Mai avem 200 de litri de apă în total și este foarte puțin. Am găsit un loc bunicel ceva mai în spate, dar am lăsat-o pe Raluca în apropierea lui și eu mai merg puțin pe potecă să văd dacă găsesc ceva și mai bun. Dacă nu, mă întorc și dormim acolo. Bună dimineața! Am campat aseară aproape pe întuneric. Într-un loc foarte, foarte frumos.
cel puțin aseară era foarte frumos. Acum e același loc, dar e plin de ceață. Nu se mai vede nimic. Deci în vale se vedea Chamonix și dincolo, pe cealaltă parte, munții. Foarte frumos locul. Dar aseară am campat târziu. N-am apucat să filmez mai nimic, adică nimic, pentru că era întuneric. Și am zis că o să fac niște super cadre de dimineață. Uite că n-am ce să filmez nici acum dimineață. Ultima zi din Tour du Mont Blanc. Azi ar trebui să ajungem la în Lezuș, de unde am plecat. Și să... Uite, am găsit un cui de cort înfipt aici, nu-i de-al meu, de la alt cort. Și să petrecem weekendul în vale, într-un camping de acolo. Vedem unde găsim, unde ne primesc ăștia. Trebuie să rezolvăm și cu plecarea, cu să găsesc transport de la Chamonix la Geneva pentru luni. Apoi să văd ce condiții sunt cu intrarea în România. Dacă trebuie PCR, teste rapide, ce trebuie să facem, ce trebuie făcut. Și să ne întoarcem acasă. Am venit după apă până la urmă. Și am găsit, așa zis, un izvor. E mic, rău de tot, n-are niciun debit. Se adună aici. Cam ăsta-i debitul. Și nu arată deloc. Ok. Sunt niște oi mai încolo. Am mers ca un kilometru, am mers ceva. Așteptam să fie mai aproape. Am întors cu apă, am făcut mâncare, cafea. Am mâncat niște orez cu pui. Și văd și niște fructe de mare. Nu aștept să mănânc. Nu știu dacă am zis, dar aseară am luat apă de la cabana aia de sus. Și de la baie am luat. Scria că nu e potabilă. Ne-am luat vreo două sticle. Am fiert-o, am făcut un ceai, am băut. GR5 acolo spre Geneva. Celălalt loc în care GR5-ul
întâlnește Tour de Mont Blanc. Exact aici, în locul ăsta foarte frumos, unde se vede tot Mont Blanc-ul cu ghețarul Bosson, la Col du Brevent, 2368 metri. Dacă mai țineți minte, cu ceva zile în urmă, când părăseam Franța, aproape de a ieși din Franța spre Italia și a intra în Italia, am trecut prin zona în care GR5 iese din traseul Tour du Mont Blanc. Acum suntem în punctul în care GR5 intră în traseu. Primul puriaș de ieri dimineață, până acum. Noroc. Bun. Și am ajuns la final. Final de Tour de Mont Blanc. Tour de Mont Blanc este un traseu de aproape 200 de kilometri în jurul vârfului Mont Blanc. Trece prin trei țări, Franța, Italia, Elveția, și, cum am zis, înconjoară de-a lungul celor aproape 200 de kilometri masivul Mont Blanc împreună cu alți munți de peste 3000 și 4000 de metri. Aseară am încheiat tura undeva pe la ora 8, la 8 fără 10 am ajuns în Lezuș, la cea arcadă unde e startul și finish-ul totodată. De acolo de unde am plecat cu 11 zile în urmă. Atât ne-a luat nouă, mie și la Luca, să facem acest traseu. Se putea mai repede, dar nu am avut presiunea timpului, nu ne-am grăbit. Ne-am bucurat de fiecare experiență pe care am întâlnit-o și fiecare loc minunat pe care l-am găsit. O zi grea ieri, 23 de kilometri parcurși. Am urcat de la 2000 la 2500 și am coborât de la 2500 la 1000. Deci diferențe de nivel destul de mari, coborâre lungă, abruptă, urcarea la fel destul de greuță, prin niște pietroaie foarte mari, frumos de altfel. O zi frumoasă, o zi spectaculoasă, o zonă mai puțin umblată de turiști, au fost oameni pe traseu, dar nu atât de mulți.
precum zona lacului Blanc sau în alte zile, mai la început, cum a fost în Italia, de exemplu, unde erau prima parte a zilei erau foarte, foarte mulți oameni pe traseu. Și am ajuns la 8 fără 10 în Lezuș. Am trecut prin poartă, prin sub acea arcadă, ca să punctăm așa încheierea traseului și am fugit repede la magazin, pentru că la ora 8 se închidea magazinul, e un mic Carrefour acolo, lângă. Ne-am luat ce aveam nevoie și am mers în campingul din Lezuș. Am stat aseară acolo, am luat pizza din oraș, o sticlă de vin, am sărbătorit așa puțin tot lângă cort, da? Nu în altă parte. Am sărbătorit încheierea acestei ture. Iar astăzi ne-am mutat. Azi am plecat de acolo. Nu era cel mai simpatic camping. Și am venit, ne-am mutat într-un alt camping aproape de Bosson, de Ghețarul Bosson. Și mai aproape de Chamonix, chiar un pic mai târziu, văd că începe să plicure, dar dacă nu se plouă și vremea o să fie ok, o să dăm o fugă până în Chamonix în seara asta, ne plimbăm puțin pe acolo. E și festivitatea de premiere pentru UTMB, ultramaratonul Tour du Mont Blanc, s-ar putea să fie lucruri frumoase de văzut prin Chamonix în seara asta și o să mergem și noi. Mai să nu plouă, dacă plouă, nu cred că mai plecăm nicăieri. Sper că ați văzut și videoul cu echipamentul pentru această tură, care a fost postat cu ceva timp în urmă, dar nu este filmat, urmează să-l filmez în seara asta sau mâine. Dacă timp de 10 zile nu am văzut niciun rucsac al meu pe traseu, ai bine, ieri, la 11-a zi, am văzut vreo 4. 4 Osprey Exos. Și legat de rucsacii de la Osprey, cei de la Sport Guru au adus și ei acest brand în magazinele lor. Și găsiți multe, multe modele de rucsaci Osprey. Este brandul meu preferat de rucsaci în materie de rucsaci sau rucsacuri. Și vă recomand să aruncați un ochi prin magazinele Sport Guru după produsele Osprey, dacă sunteți interesați de achiziția unui rucsac de calitate, un rucsac profesionist. Și spun de Sport Guru pentru că ei m-au sprijinit pentru a face această tură, le mulțumesc foarte mult, este extrem de important să ai în jurul tău oameni care să te susțină și să creadă în proiectele și visele tale. Deci, mare, mare thumbs up pentru Sport Guru și dacă vreți să mă susțineți pe mine și vreți ca în viitor să mai fac astfel de ture pe care voi să le vedeți aici pe YouTube, și atunci o să am nevoie în continuare de parteneri, o să am nevoie în continuare de sponsori și sprijinind sponsorii și partenerii mei, mă sprijiniți în mod direct pe mine. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, că ați urmărit această serie și aceste videouri din Tour du Mont Blanc. Rămâneți aproape, abonați-vă dacă nu sunteți abonați, share-uiți aceste videouri pe rețelele de socializare, ajută foarte mult în creșterea canalului și ne vedem în curând la noi aventuri. La cabană, acolo unde locuiesc, în natură, în ture lungi, în ture scurte, bushcraft, hiking și alte chestii de genul ăsta. Totul legat de viața în natură și de legătura pe care omul ar trebui să o aibă cu natura. Asta am avut de zis, eu vă salut de aici din Munții Alpi. Mai sunt 2 zile și mă întorc și eu acasă și abia aștept să mă reapuc de activitățile de acolo. Toate bune, aveți grijă de voi!